Victimele violenței domestice pot cere ajutorul administrației locale. Primăriile au obligația de a înființa echipe mobile de intervenție, conform unui ordin al Ministerului Muncii. Astfel, cei de la asistența socială și polițiștii locali pot merge la domiciliul celor agresați și pot oferi consiliere, ajutor pentru găsirea unui adăpost și chiar sprijin financiar. Soluția ar fi că împreună cu poliția locală, persoana desemnată de către primărie să ocupe de asistență socială va merge împreună la cazurile solicitate și după caz vor anunța serviciile sociale mai sus și va fi informată pentru consiliere juridică, psihologică sau ceva. De astfel, primăria și cu Consiliul Local trebuie să conlucreze și cu organizațiile de cult, organizațiile caritabile și oricare persoană fizică sau juridică care lucrează în acest domeniu pentru a ajuta persoanele aflate într-o astfel de situație de violență în familie. În multe dintre situațiile de violență domestică, asistenții sociali spun că se ajunge la o rezolvare pașnică a conflictelor. Până în prezent, pe raza comunei Breznița-Ocol, nu am avut cazuri de violență în familie, iar în momentul în care se depune o cerere sau cineva sesizează un caz de violență în familie, acesta va fi redirecționat către Direcția Generală de Asistență Socială, unde sunt servicii specializate și adăpostul pentru victima violenței domestice. În echipele de intervenție pot fi incluși voluntari sau membri ai unor organizații non-guvernamentale care oferă servicii sociale.